Ce s-a întâmplat în seara asta? Ce s-a întâmplat în finala acelei scapturi? Ce s-a întâmplat în ultima perioadă? E creația noastră. E creația tuturor acelor din Turda. Le mulțumesc pe această cale, și băieților, staffului, municipalității, domnului primar Cristian Matei. Am pornit la un drum foarte greu și iată că am crezut. Nu știu dacă erau foarte mulți care ar fi spus că vom putea câștiga o finală de Cupa Europeană. Suntem, cum să spun, suntem foarte fericiți. Am întâlnit pe parcursul acestui an, cred că am avut și puțin ghinion, cele mai bune echipe, favoritele la câștigarea Challenge Cup, echipa islandeză care a și ieșit campioană, Norvegia. Iată, am eliminat pe greci în finală. Nu a fost o dispută foarte ușoară, având în vedere că ei în semifinale au eliminat altă favorită, Madeira, chiar au învins-o la ea acasă la 8 goluri. Deci pot să spun că sunt un antrenor fericit. Longevitatea cu banca tehnică e unul din secretele reușitei? Da, aici suntem o familie, toate deciziile împreună cu președintele le luăm împreună vis-a-vis de jucători, vis-a-vis de orice altceva ce implică echipa. Deci nu se face nimic fără să știm unul de celălalt. Vreau să știu ce ați simțit în momentul în care v-ați dat seama că e gata, cupa e a noastră. Unii spuneau că din primul meci la Cluj cupa era deja la Turda. Să știți că nu a fost chiar așa, nu? A fost un meci foarte greu. La pauză ați văzut, au fost doar 3 goluri. Am știut să gestionăm foarte, foarte bine repriza a doua, unde grecii s-au demoralizat undeva prin minutul 45. Ne-am desprins la 8-9 goluri și eu zic că acolo s-a făcut diferența. Ce să spun, nu știu dacă ne dăm seama încă de această mare performanță pe care am făcut-o la Turda, fiindcă am adunat foarte, foarte mult stres în aceste săptămâni. Am avut un program foarte încărcat, semifinale de campionat, meciul semifinale de Cupa Europeană și iată acum această finală. Probabil undeva în câteva zile ne vom da seama, dar nici timp nu avem, fiindcă joi vine CSM București și noi nu vrem să lăsăm să ne scape medalia de bronz. Întotdeauna la meciuri în Vulcanul, de la Turda sau oriunde altă, mai noastră sunteți cel calm. Niciodată nu cedați, niciodată nu aveți emoții, nu vă dau lacrimile, nu vă bucurați într-un fel. Poate că par calm, dar sunt foarte, foarte concentrat pe joc, foarte, foarte concentrat să le transmit băieților ceea ce doresc, să văd ceea ce au ei nevoie și după meci sunt altfel. Mulțumesc!